Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Este un moment special. Nu știu dacă știi. Este un moment pe care l-așteptam, ce să, de ani de zile, practic, în Deșteptarea. Da. Ia, spune-ne, ești, uite, lăsăm și muzica jos. Băi, nu. Hai, explică-ne. Băi, mi se pare fascinat, există? Explică-ne. Da, s-a lansat aplicația mobilă ghișeu.ro. Yeah! Știți că am vorbit de nenumărate ori de această formă de plată. Da, Vlad plătea taxele prin ghișeu.ro înainte de inventarea site-ului. Da. Practic înainte de radio. Deci sunt mai mult de 10 ani. Sunt, da, știu. 12 ani și ceva. De când... Asta zic, nici site-ul nu era. Deci erau... Am fost early adopter, cum se spune. Da. Cred că atunci când m-am înrolat eu... Nu era nimeni. Erau... Nici măcar inițiatorii. Vreo 10-20 de primării din 3000. Ei speriat pe aia. Ei au făcut site-ul, practic. Înțelegi? Imaginează-ți, au făcut site-ul și nu l-au promovat. L-au pus, i-au dat drumul, au zis, hai să facem niște probe și brusc... Cel mai tare... un utilizator. Da. Înțelegi? Cel mai tare lucru este că eu habar n-am cine sunt oamenii ăștia. Înțeleg că este totuși cumva o entitate privată care lucrează cu guvernul și care le-a făcut asta. Mm-hmm. Și care, băi, funcționează foarte bine. Deci este 666, diavolul. Dacă intri pe spațiu privat virtual, care este site-ul Luca se încruntă, nu știe, tu n-ai... Nu, ea e cu totul altceva. Da, nu, e pentru taxele, asta ghișeul e pentru taxe locale, amenzi, chestii de genul ăsta, impozite și alte plăți pe care poți să le faci. Da, domnule. La spațiu privat virtual sunt datoriile către stat, către ANAF-ul mare, către Ministerul Finanțelor. Cine are datorii către ANAF? Cine câștigă și trebuie să plătească către stat. Mai sunt oameni. Mai sunt oameni. A, cu firme, cu asta. În afară de... Nu e pentru... neapărat, e și pe persoană fizică. Și pe persoană particular, fizică. Da? Adică dacă, de exemplu... Hai să nu dau exemplu, să nu mă înșel. Hai să rămânem la ghișeu. Hai să rămânem la ghișeu. Nu, dar vreau să spun că site-ul de la spațiu privat virtual este foarte stufos, complicat de folosit. Este o bătaie de cap. Da, cred că sunt și mai multe instituții și posibilități și variante și acolo. Posibil. E adevărat că poate fi simplificat, dar ghișeu.ro e... Da. Au lansat aplicația, băi, nu e chiar așa, și se pot plăti, cică, peste 4.000 de tipuri de servicii publice, taxe și impozite. 4.000, apropo de simplu, dă... Deci bani să fie, că taxe nu, și simplu, impozite... Nu, e simplu de folosit, e mult mai simplu de folosit, da, la asta mă refer. Pentru că spune mură în gură, adică dai click, bagi cardul, ai plătit, la revedere. 1,5 milioane de utilizatori are această chestie ghișeu.ro. Ceea ce este o veste foarte proastă din punctul meu de vedere. De ce? Că sunt mulți? Sunt foarte puțini. Da. Sunt foarte puțini. Dar mi-am descărcat aplicația. Și am folosit-o. Acum mă identific cu fața, n-am nicio treabă. Băi, vreau să vă spun că are o chestie care se cheamă istoric plăți. Și eu credeam că istoric plăți o să fie zero, că din moment ce acum mi-am descărcat aplicația... Nu. Are tot istoricul din... Băi, am găsit plată din 2012. Pentru ceva care se cheamă ICI. București. Nu știu cine este ICI. ICI București. ICI Rău Contact. Am plătit în 2012 pe 1 februarie la ora 14, 10 minute și 57 de secunde 209,24 de lei. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică. A, cred că am plătit site-ul. Ai dat-o și pagă. Nu, am cumpărat. Ai plătit site-ul. Petreanu.ro. Da, cred că am cumpărat ăsta sau am cumpărat și alte site-uri. Da. Da. Deci sunt toate plăți. Băi, tu știi câți bani am dat eu statului român de-a lungul vieții, numai prin ghișeu.ro? Vestea bună e că acum pe ghișeu.ro poți să-ți faci cont singur-singurel de acasă. Că pe vremea când mi l-a recomandat mie Vlad, acum vreo 7-8-10 ani, trebuia să te duci la ANAF să să-ți dai un cod cu care te înscrii. Adică nu puteai să ți-l faci singur de acasă. Acum mi-am făcut eu soacră-mi. Imediat, puf, CNP, seria cardului și numele și hai noroc, un mail ți l-a făcut. În schimb... Mai merge nu... aplicația, nu s-a căzut? Da, am și o veste. O altă problemă este, Vlad, apropo de numărul de utilizatori, că, de exemplu, cumnatul meu n-a putut să-și facă pentru că are cardul la o bancă ce nu este afiliată la ghișeu. Nu toate băncile... Serios? Nu știam. Da, funcționează cu ghișeu.ro și dacă sunt mulți oameni care au un singur card. Păi de ce mă băncilor nu vă afiliați? Afiliați-vă, mă, și banca lui nu are protocolul semnat cu ăștia sau care o fi situația și nu poate să-și facă... Cum facem noi să difuzăm la radio aia din balanța cu Rebenciu? Băi, noriașilor la muncă, băi! Da, și vestea proastă este că există inclusiv... Stai, se cheamă obligații fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Am de plată.
Ai de plată? Am de plată, da. Acum zine am aflat. Cât acum, dacă tot... O, pot să spun, lasă, nu contează. Tu să fii fericit. Până în luna mai, mai am timp. Bine, uite, ăsta e motivul pentru care eu nu deschid ghișeu.ro asta, că nu vreau să știu dacă am de plată sau nu. Trece ziua. Poate n-am. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.